Aneasăia, ia aștept Chivanoc. Salutare și bine ați venit la un nou tutorial pe creativemonkeys.com. Astăzi continuăm cu partea a 7-a din teorie muzicală, numită și supranumită și denumită și renumită și denumită, acorduri. Definiția acordului înseamnă 3 note sau mai multe cântate în același timp. Ele în engleză se mai numesc și triads. Ele se analizează teoretic din punct de vedere al intervalelor și îți poți da seama de timpul de acord. După cum știți, data trecută am făcut intervalele. Bun, sunt în Cubase Lite Edition 5, intru în staff, am pus prea multe de astea, hai să mai scădem din ele, dă-le naiba. Mai taie din ele, dă-le recu. Deci, teoretic, acordurile, după această definiție, teoretic, acordurile sunt două intervale puse unul peste altul. Dacă punem două intervale unul peste altul, dăm naștere la încă un interval. Ce înseamnă asta? Haideți să vă arăt. De exemplu, avem Do, Mi, Sol. Da? Asta este acordul Do major. Sunt trei intervale. Primul interval este între Do și Mi, care este o terță mare. Al doilea interval este între Mi și Sol, care este o terță mică. Și al treilea interval este între Do și Sol, care este o cvintă perfectă. Deci dacă primul interval este terță mare, acordul devine un acord major, ca să înțelegeți, între Do și Mi, în cazul de față. Dacă primul interval este un interval minor, atunci acordul este minor. Asta înseamnă că dacă intervalul între Do și Mi este un interval major, automat intervalul între Mi și Sol este minor. Iar dacă între Do și Mi va fi un interval minor, înseamnă că între Mi și Sol, în cazul de față, va fi un interval major. Dar asta înseamnă că Mi va trebui coborât cu un semiton pentru a deveni un interval minor. Dacă v-am amețit bine. Deci dacă primul interval este terță mare, acordul devine un acord major. Prima notă se numește fundamentală sau root în engleză. Următoarea este terță și următoarea este cvintă. Da, sunt intervalele din tutorialul trecut. Deci, avem Do, Mi, Sol. Bine? Desigur că dacă mai punem notă în armonie, ca în cazul de față Do, Mi, Sol, Si, de exemplu, Re, am pus Mi bemol, nu Mi bemol, Re. El arată foarte bine așa ca un Snake de pe Nokia 5510. Dar el tot acord se numește, numai au denumiri ceva mai ciudate. În cazul de față se numește acord major de septimă cu nonă. Dăm Ctrl-Z-uri. Ca să trecem dintr-un acord major într-un acord minor, nu facem altceva decât să scădem terța. Ok? În Cubase, în staff, ca să scădeți terța, apăsați pe notă și o trageți mai jos. Ok? Și avem Mi bemol. Ea va suna minor. Haideți să trecem în staff, v-am arătat. Haideți să trecem în Key Editor. Pentru că înțelegeți mai bine aici. Pentru că avem și pianul pe lateral și vedeți ce apăs eu pe aici. Bun. Deci avem așa. Avem Do, Mi, Sol. Acord major. Do, Mi bemol sau Re diez, Sol, acord minor. Deci ca să transformăm un acord major într-un acord minor, nu facem altceva decât să schimbăm terța. Pentru că între Do și Re diez, cum scrie aici, deși e prostez să zici Re diez, este o terță mică și între Re diez și Sol este o terță mare. Mai există două tipuri de acorduri pe care vi le spun, dar nu e neapărat să le rețineți asta pentru tutoriale viitoare, probabil. Mai sunt două tipuri de acord, în afară de cele minore și cele majore. Mai sunt acordurile micșorate și mărite. Acord micșorat înseamnă că sunt două terțe mici, okay, care sună așa. Și mai este acordul mărit, care sunt două terțe mari, așa. Ok? Nu vom vorbi despre astea acum, vorbim despre cele minore și majore și atâta. Bun. Răsturnări. Răsturnările au apărut datorită faptului că
mâna pe pian nu poate cuprinde teoretic, nu poate trece de la un acord la celălalt, nu mai în stare directă, respectiv nu mai sub forma aceasta, ok? Pentru că dacă avem, de exemplu, do, mi, sol și trebuie să schimbăm, de exemplu, în sol major, sol, si, re, nu avem cum să trecem cu mâna de la do, mi, sol, așa, la sol, si, re, așa. În primul rând că nu sună bine, pac, pac, o să vedeți, să, în armonie să numesc cuvinte paralele. O să ajungem și acolo, ok? Din cauza asta au apărut răsturnările. Și sunt trei tipuri de răsturnări pentru acordurile formate din trei note. Pentru acordurile formate din mai multe note, din patru note, sunt patru răsturnări și așa mai departe. Deci, pentru acordul din trei note, și vom lua ca exemplu tot gama do major, sunt două răsturnări. Prima răsturnare este aceea când tonica, respectiv do, se mută la octavă. Ca să mutăm la octavă în Cubase, apăsăm Shift și săgeată sus. Okay? Asta este prima răsturnare. Cu do jos, ea se numește do mi sol cu do jos, adică așa, ca să mutăm înapoi, dăm shift și săgeată în jos. Do mi sol așa se numește stare directă. Asta este prima răsturnare când do se duce la octavă și ea se notează cu 6. Se notează cu 6 pentru că aceste cifre au o însemnătate foarte mare atunci când scriem armonie pe hârtie. O să vă explic când o să ajungem la armonie. Deci când fundamentala se mută la octavă, se numește răsturnarea întâi. Și se notează cu 6. Când terța se mută la octavă, respectiv miul în cazul de față și apăsăm shift, săgeată sus și am mutat la octavă, se numește răsturnarea a doua și se notează cu 6-4. Notațiile se fac pentru armonie. Hai să înțelegem funcțiile treptelor. Hai să vă spun un pic despre funcțiile treptelor pentru că sunt foarte importante. Fiecare are câte o denumire. Respectiva denumire, în principiu, vă ajută să puteți găsi și acordurile. Ok? Funcțiile treptelor. Tonica este centrul tonal, în jurul ei se învârt toate celelalte acorduri. Ok? Toate celelalte acorduri. Toate celelalte se construiesc pe tonică. Dacă începem o piesă, de exemplu, din do major, suntem obligați să o terminăm tot în do major. Dar epicentrul acordurilor va fi do major. Asta în cazul în care vrem să modulăm, dar modulația este cu totul altă chestie. Ok? Deci, do major, dacă începem din do major și începem să construim acordul din do major, el este epicentrul piesei noastre. Bine? Următoare este supratonica. Supratonica în cazul de față, deci tonica este do, supratonica este re. Ok? Re. Următoarea este medianta superioară, care este mi. Următoarea este subdominanta, rețineți, este foarte importantă subdominanta, respectiv treapta a patra, în cazul gamei do major, nota fa, sau acordul de fa major. Următoarea este dominanta, care iarăși este un acord foarte important. După ce o să vi le spun pe toate, o să vă explic și de ce în cazul gamei do major, fa major și sol major sunt importante. Dominanta e acordul cel mai apropiat de tonică, teoretic se mai numește și al doilea acord, are o relație foarte puternică cu tonica. Dacă se folosește dominanta ca acord, aceasta va cere de ce mai multe ori tonica. Deci dacă folosim sol major, e foarte... Câteodată piesa cere ca după acest sol major să fie do major, respectiv ca după dominantă să fie tonica. Okay? Am luat ca exemplu gama do major pentru că e foarte ușoară, asta este. Deci în cazul în care lucrăm cu gama, de exemplu, mi major, atunci subdominanta în mi major va fi la major și dominanta va fi si major. Ok? Deci, respectiv, numărăm a treapta a patra și treapta a cincea. Bun. După dominantă, avem medianta inferioară, care medianta inferioară este treapta, teoretic, și acordului de relativă, numai că el se schimbă într-un acord minor. Okay. Asta e discuție ceva mai ciudată. După care urmează sensibila. Sensibila este, de fapt, treapta de subtonică, cum ar veni. Bine? Bun. Treptele cele mai importante într-o gamă majoră sau minoră sunt tonica, respectiv în cazul de față do, mi, sol, subdominanta, avem fa, la și do, să-l facem o răsturnare, ok? Și dominanta, respectiv sol major, sol, si și jos, re. După care, o treaptă foarte importantă, iar este relativa, sau medianta inferioară, dar în acord minor. Înseamnă la, do,
mii. Iar o facem în răsturnare. Iar aceste acorduri vor suna așa. În armonia clasică, teoretic, cam așa ar suna înlănțuirea, să spunem, firească, în funcție de trepte în ordinea, să zicem, lor numerică. Desigur că aceste 1, 2, 3, 4 acorduri pot fi, din punctul meu de vedere, pot fi înlănțuite cum vrem noi. Deci putem începe cu Do major, de exemplu, după care voi da cut la asta, vom muta acordul minor, respectiv relativa. Avem dominanta, după care avem subdominanta, care iară sună bine. Okay. De asemenea ne putem juca cu, să punem, tonică, dominantă, după care relativă, după care subdominantă. Asta și sună ca o piesă cunoscută. Este una din variantele de piesă de patru acorduri, după cum știți, am avut și în miez și mai este Axis of Awesome care a făcut treaba asta. Trebuie să vă mai spun un singur lucru, după care mă opresc cu acest tutorial. Acordurile pot fi sub formă strânsă sau sub formă largă. Respectiv, sub formă strânsă sunt exact cum le vedeți aici. Sub formă largă, ele se pot întinde pe mai multe octave. Sol sus, de exemplu, și mi jos. Si jos, re și mai jos, sol sus, la sus, do jos, la sus, do jos. Asta în forma lor extinsă. În staff, respectiv în portativile, arată am așa. Bine, va trebui să aducem și cheia fa aici de față. MIDI, scores, staff settings. Și din single de aici, dăm split, îl împărțim la nota do central, dăm apply și automat am trecut în cheia sol și în cheia fa. Citirea pe cheia fa am explicat-o într-un tutorial trecut. Deci asta este desfășurarea pe acordurilor sub formă largă și ele sună așa. Bun, cam atât pentru tutorialul de astăzi. Să ne vedem cu bine la următorul tutorial. Salut! Long live the creative monkeys!